Salutare, salutare și bun găsit tuturor! Bine ne revedem la vară pentru voi, astăzi, marți 13. Sper că până la această oră, după amiaza, v-a adus vești frumoase și sub nicio formă motive de încrâncenare. Și dacă e totuși să fim încrâncenați, este pentru că sărbătorim Ziua Internațională a Rockului. Because we rock today! Da, așa spun legendele rockului și rockstarurile. Și apropo de rockstaruri, dragilor, să știți că aș vrea să mi se permită această asociere. Astăzi am să am ocazia să stau de vorbă cu rockstaruri în domeniile lor de activitate, oameni pasionați și dedicați care au înțeles că, indiferent de vremurile sau vremea pe care o traversăm, e important să mergem înainte, pentru că și cu și fără pandemie, viața merge înainte. Vă invit să ne fiți aproape în următoarele 50 de minute aici pe TVR Iași, dar și în online pe media.tvriiași.ro și pe pagina noastră de Facebook. Unul dintre invitații noștri de astăzi este profesor universitar dr. Adrian Covic. Este coordonatorul compartimentului de transplant renal din cadrul Spitalului Clinic CEI Parhon din Iași și o să povestim despre o nominalizare importantă, așa ca să fie pe înțelesul nostru, e o nominalizare ca pentru un premiu Oscar în medicină de această dată. Și vorbim și despre Convorbiri Literare, revista care împlinește 155 de ani și o revistă, știm cu toții, s-a născut aici la Iași. Cei mai importanți scriitori au scris în ea, au fost evocați sau fie s-a vorbit despre ei în Convorbiri Literare, însă de 25 de ani seria nouă are și o zi de sărbătoare, Zilele Convorbiri Literare, și astăzi va fi în platoul nostru poetul și eseistul Casian Maria Spiridon, directorul Convorbiri Literare, dar și președinte al filialei Iași, Uniunea Scriitorilor din România. Sper că v-am făcut să rămâneți aproape de noi aici, pe TVR Iași, așa cum spuneam, și propun să începem această ediție cu un strop de parfum și de cloare și am să vă invit să vizităm o plantație de levănțică undeva la câțiva kilometri de Focșani. Cum treci de la Răstoaca spre Brăila până ajungi la Vulturul, privirea îți rămâne pur și simplu agățată de o pată de culoare mov. Lanul de lavandă, ce se întinde pe 2,5 hectare de teren, într-o mare de porumb și floarea soarelui, te determină să vrei să admiri frumusețea. Câteva mii de persoane au oprit aici în ultimele 2 săptămâni. Ceva foarte frumos. Plăcut, aer liber. Nu prea vezi pe în zona asta așa ceva. Totul a început din pasiune și curiozitate. Inițial, cultura de lavandă a fost mai mult un experiment pentru soții Burhuc. Totul a început dintr-o glumă. Dintr-o glumă, soțul mergea pe drumul care duce la Bârlad. El a văzut o cultură de lavandă acolo, un câmp micuț, o plantație micuță. Și atunci el m-a întrebat. Noi vorbeam la telefon, eu nu eram în țară, eram în Italia. Câmpul acesta este foarte frumos, ce o fioare, ce o fioare, un mov foarte frumos. I-am zis, e lavandă, să știi. A, e lavandă, păi punem și noi. Deci totul a început pentru un telefon. Și am zis, da. Toată producția se transformă în produse 100% bio. Uleiuri, creme, spuman de baie și sirop de lavandă. O băutură care îți îmbată simțurile, creată din ingrediente naturale. Toți vizitatorii se pot răcurui cu un pahar de sirop aromat și pot culege flori fără să scoată un ban din buzunar. Nu percepem taxă de intrare, chiar oferim și un buchet de flori. E modul de a atrage cât mai multă lume să ne cunoască. Când ajung aici, oamenii aproape că nu se mai dau duși, încântați de atâta splendoare parfumată. Este o atmosferă foarte plăcută, cu miros de lavandă. Ce să spun mai mult de atât? E foarte frumos. Și le doresc, domnilor, mult succes în continuare. E ceva nou la noi în Franța, deci ceea ce văd. Este ceva foarte plăcut. Asta e. Și spunem să vină toată lumea aici, cât mai mulți. Ținând cont că nu e departe de oraș, nu e prea departe, ne desparte o comună de locul ăsta. În lanul de lavandă se pregătește de acum recoltatul, în funcție de vreme însă. Dacă va fi soare, e posibil ca și la sfârșitul acestei săptămâni să fie vizitatori.
Sper că prospețimea parfumului de lavandă a ajuns în casele dumneavoastră. Pentru câteva minute ne-am simțit așa ca în Provență, mai ales că mâine este 14 iulie și vom sărbători și Ziua Națională a Franței, o sărbătoare cu valoare europeană. Și dacă e să discutăm despre Europa, să știți că suntem acolo, în top. Nu doar în topul rușinii, ci și avem cu ce să ne mândrim. Și povestim astăzi cu profesor universitar dr. Adrian Covic, este coordonatorul compartimentului, uitați, este invitatul nostru de astăzi, bună ziua. Bună ziua! Este coordonatorul compartimentului de transplant renal din cadrul Spitalului Clinic dr. Cei Parhon și discutăm despre această nominalizare atât de importantă. Vă felicit în primul rând pentru ea, însă cred că în primul rând ar trebui poate să vorbim și despre munca ce a dus la acest merit, nu? Mulțumesc în numele echipei. Înțeleg că vom reveni asupra acestui subiect. Munca a fost cea de anul trecut. Suntem la o emisiune de vacanță, dar anul trecut, ca echipă, nici nu știam, ca să spun așa, de ce să ne apucăm. A fost o schimbare a vieții noastre, ca și o schimbare a vieții tuturor românilor. Pentru noi au fost două lucruri. În primul rând, riscurile inerente. Se folosește mult cuvântul acesta în linia frontului. În numele echipei pot să spun că ne-am simțit în linia frontului. Îmi amintesc chiar cum, apropo de proceduri, ne îmbrăcam în celebrul costum de cosmonaut, nu știam riscurile, dar am venit dimineața până în seara și noi, și eu și până la ultimul rezident. Țin minte că la un moment dat stingeam luminile în spital sau am asigurat echipe mobile în toate spitalele de profil din Moldova. Este singurul, dacă nu mă înșel, este singurul centru de transplant renal din România care a avut activitate neîntreruptă în perioada pandemiei. N-a vrut să fie așa inițial. Avem niște pacienți extrem de dragi, săraci, foarte mulți nenorociți, cu afecțiunea renală în dializă. Așa este că în perioada aceasta, îmi cer scuze că vă întrerup, în perioada de COVID, foarte multă lume s-a uitat la bolnavii de COVID și am uitat bolnavii cronici. Poate că corect. Mulți dintre ei au fost neglijați în această perioadă de un an și mulți ceva. Mulți dintre ei au fost neglijați și de la faptul că nu știau cui să și unde să se adreseze, sistemul medical românesc a uitat această componentă a pacientului cronic. Și multe intervenții, de exemplu chirurgicale, au fost amânate, mulți pacienți cardiaci, renali, diabetici au fost, pur și simplu nu știau, în cel mai bun caz le se spunea, adresați-vă online-ului, știți, și chiar am deschis o linie de hotline și de variante din acestea, de la Facebook până la variante în care puteam să susținem pacienții și atunci, ca să finalizez întrebarea noastră, ne-am gândit că cu orice risc al nostru, în fața autorităților, pentru că nu existau proceduri, nu existau variante de organizare, toate centrele de transplant din Europa au închis la un moment dat, am zis că vom menține această activitate. Agenția Națională de Transplant ne-a permis acest lucru. Inițial, cred că ca o curiozitate, experiment, dar ulterior am fost cei care am pus bazele procedurilor și mi-amintesc că eram, de exemplu, testați din 3 în 3 zile aproape. La un moment dat chiar făceam răni, să spunem așa, în urma testării PCR. Și pe de altă parte v-ați asumat o responsabilitate imensă, pentru că perioada respectivă era dominată de frică. Asta era starea generală. La început nimeni nu știa ce se întâmplă. Ați spus punctul pe I. Absolut, ăsta a fost în prima parte cuvântul dominant, frica. Frica, și cred că s-a uitat comandamentul principal al unui doctor, al unui medic, acela de, eu știu, de a gândi în spiritul și la nevoile pacientului. Cred că primul lucru era frica. O frică generalizată în societate, o frică a doctorilor. De exemplu, au fost spitale, cum este spitalul din Suceava, care s-a dezmembrat pur și simplu. La un moment dat noi am trimis colegi de-ai noștri care să poată să preia activitatea acolo, medicii de acolo fie erau bolnavi, fie de frică au fugit. Este o realitate tristă a noastră. Mi-amintesc că noi am reușit să menținem acest lucru de la tineri și cu tineri și chiar toți colegii mei au uitat de familie, au uitat de frică.
de la ultima, să spunem, ultimul junior care a intrat în așa, până la cel mai senior dintre colegii mei, a fost o abnegație cu totul remarcabilă și cred că adrenalina acelor momente i-a făcut să depășească frica și apoi și satisfacțiile, pentru că am văzut că se poate la primul pacient, se poate la al doilea, că nu merg greu și tot așa. Consecința acestui fapt este și nominalizarea la un premiu foarte important, International Awards, nu? La categoria International Awards. Vreau să ne dați mai multe detalii. Eu spus că e un Oscar al medicinei. Vă dau. Cred că, în primul rând, aș îndrăzni să spun în numele colegilor mei că satisfacția stă în faptul că am transplantat un șir de peste 40 de pacienți, toți foarte bine, toți până la urmă fără niciun risc și toți cu funcție renală în momentul de față aproape quasi normală. Întorcându-mă la ceea ce ați spus, Royal College of Physicians, care este organismul cel mai vechi și de considerat de mulți cel mai respectat în rândurile comunității medicale, este un organism britanic. Ei au premii exact așa cum ați spus, ca în zona firmului, pentru cel mai bun medic, cea mai bună echipă medicală, etc., etc., și au și pentru cel mai bun proiect internațional. Selectează acest lucru, după care sunt nominalizări. În cazul nostru a fost o nominalizare anonimă inițial, după care ei ne-au cerut o serie întreagă de detalii, după care eu au verificat aceste detalii și după un proces de câteva luni am primit o scrisoare, că mi-amintesc și acum, un mail în care spunea sunteți pe lista scurtă pentru lista scurtă, știți? Foarte interesant. Și apoi am ajuns pe lista scurtă, ca să spunem așa. Și cum este să fiți acolo printre cei mai buni? Să știți că destul de interesant. Inițial nici n-am gândit, repet, că lucrul, n-am făcut-o pentru, evident, pentru că satisfacția a fost absolut faptul că nu s-a închis secția, clinica, spitalul pentru pacienții renali. Și după aceea, încetul am constatat că prin acest premiu, prin alte acțiuni de genul acesta, social media a fost foarte bună, mai puțin decât media, ca să spun așa, media chiar a indus o frică spre spitale. Cumva cea mai mare realizare a noastră a fost că am asigurat o platformă de îngrijire oricărui bolnav din țară. Că spuneați de această frică indusă către spitale, mai ales către spitalele de stat, se spunea că nu sunt dotate, că nu avem cu ce, că nu se poate. Este un fals, este o imagine falsă, să știți. Spitalele de stat bine dotate sunt mult mai bine organizate decât spitalele private. O spun fără și invit pe oricine, să presă și public, să vadă, de exemplu, dotările din spitalul CEI Parhon. Doi, pentru procedurile complexe, niciodată un spital sau foarte puține spitale private vor reuși să facă procedurile complexe încă din România. Sunt spitale private de top, fără discuții, dar, de exemplu, în domeniul transplantului renal, în multe domenii din oncologie, în multe domenii din cardiologie, chirurgie cardiacă, doar ca să enumer câteva, nu încă spitalul public este absolut... Așadar, suntem pe mâini bune. Asta voiam să subliniem. Apropo de numărul de 40 de transplanturi, ați spus? 40 de transplanturi, pentru ele, oricând. Pentru ele a trebuit să stabilim proceduri, a trebuit să stabilim echipe. Am avut echipe de recoltare care le-am trimis în Transilvania, pentru că nu mai s-au să preluăm rinichii de acolo, de exemplu. De testare specială pentru pacienți, în momentul când avem un rinic de la cadavru, noi testăm nu unu, nu doi, ci 6, 7, 8 potențiale primitori. Sunt primitori, am avut primitori de la Galați, Chișinău, Suceava, Onești, vă dați seama ce are de cuprindere, ei trebuiau să ajungă. Gândiți-vă că sunt unii care au ajuns în acea perioadă în care
nu aveai voie să circul noaptea, de exemplu, la unii dintre ei, pe unii dintre ei am adus noi, pe unii dintre ei le-am dat un fel de vouchere de voi. Toată lumea a colaborat, extraordinar. Serviciile de ambulanță, incredibil, serviciile de poliție au colaborat atunci și ne-au ajutat. Testarea Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepop a fost extraordinară prin centrul CEMEX pentru că a asigurat la inițiativa rectorului atunci o întreagă testare free PCR pentru toate echipele, pentru toți potențialii primitori. Deci a fost cu totul remarcabil. Oameni pentru oameni și... A fost, într-adevăr, o muncă fenomenală. Am descoperit cu uimire și cu plăcere că există Asociația Transplantaților și că sunt foarte multe comentarii frumoase din partea oamenilor care vă mulțumesc pentru o a doua șansă la viață. Sunt o mare familie a noastră. Chiar noi îi vedem regulat. Eu în continuare văd cam 75-80% din acești pacienți, pentru că mi este drag, mi este greu să-i văd, dar cu mare drag îi văd. Am pacienți care au fost transplantați undeva în urmă cu 20-20 și ceva de ani. Mi-amintesc că le-am făcut chiar petreceri cu tort, cu toate acelea. Avem pacienți dializați recordmen european de peste 30 de ani în dializă. Unul din acești pacienți care am transplantat avea peste 10 ani în dializă și în momentul de față este transplantat. Avem pacienți care în total au vreo 40 de ani de suplere renală, ceea ce în sine este cu totul remarcabil. Deci ne-am atașat de ei. Cum să vă spun, în unele situații contribuim ca echipă medicală de la momentele acelea în care îi hrănim cu lingurița post-operator până la faptul că pleacă acasă fericit și îi ajutăm. Da, este o senzație pe care cred că doar colegii, și pe ei invidiez, colegii din obstetrică ginecologie, cei care sunt la sala de naștere, pentru că în rest medicina, din păcate, oferă alinare, oferă rezultate, dar o renaștere sau o naștere, doar transplantul și nașterea propriu-zisă. Și nașterea propriu-zisă, așa este. Eu vă felicit foarte mult pentru ce realizați. Vă mulțumim că sunteți aici în Iași alături de noi, dar aș vrea să îndreptăm discuția și către vară. E vară. Cum vă relaxați? Să știți că pe furate. Adică chiar vorbeam cu colegul meu, doctorul Moroșanu, el încearcă să-și dea cu chiu cu vai, acum probabil că mă va drăcui, să spunem așa, că dau din casă. Examenul de motociclist face off-road. Nu reușește să-l dea din cauza intervențiilor, ca să spunem așa. Eu, la fel, aici și acolo, împreună cu familia, fur câte 2-3 zile în weekend. Munte sau mare? Și, ca să spunem așa, mai mult mare în ultimul timp, pentru că îmi place notul, îmi place nisipul. Și pentru că e mai ușor de ajuns decât la munte, ca să fiu cinstit. Rezidenții mei, de asemenea, ca să spun așa, fac cu rândul, încercând să facă, eu știu, toate, să îndeplinească toate criteriile. Chiar echipa actuală și rotesc, e undeva la rafting, apropo de ce spuneați, în Buzău, și încearcă să relaxeze la un conac în Covasna. Deci, sunteți și pasionați de snooker, pasionat de snooker, am înțeles. Suntem pasionați de snooker, facem un fel de team building în toate variantele. Am organizat, de exemplu, pariuri și vizionări la campionatul european. Îi ducem în toate locurile, pentru că dacă ei se simt bine și le facem cu toții, infirmieri, asistente, rezidenți, colegi seniori, colegi juniori, deci este o mare familie, într-adevăr, și recomand tuturor, numai în astfel de familii medicale apare succesul. Vă mulțumesc mult de prezență, țineți munca bună sus și da. Felicitări pentru mulțumim, ce mulțumim realizați. Și oricând, pentru că cred că Iașu are multe de oferit. Cred că cumva nemeritat Iașu apare nu neapărat în topul unor prezentări. Și cred că de la orașul acesta senzațional până la rezultate fenomenale de succes
în educație, în medicină, Iașu este, nu Banatul este Fruncea, ci Iașu este Fruncea. Ei, suntem și modești. Câteodată prea modești și trebuie să fim mai realiști, aș îndrezni să spun. Vă invit în minutele următoare, pentru că, așa cum spuneam, mâine sărbătorim Ziua Națională a Franței și Institutul Francez din Iași va da o petrecere foarte frumoasă în această seară. Să-l cunoaștem pe Olivier Dumas. Este din anul 1993 aici în România. Este născut în Avignon, orașul care vara devine un mare, mare teatru, însă iubirea l-a dus la Iași. Haideți să vedem un reportaj foarte frumos realizat de Andreea Știliuc. Mie mi-a plăcut Iașul de la început. Soția nu este din Iași, este din sudul țării, a făcut studiile aici, i-a plăcut aici. Am rămas aici și n-am regretat după ea. Când a devenit România dragostea dumneavoastră? A devenit momentul Revoluției. Atunci eram în Franța, evident, la Avignon, la mine acasă, și eram student și chiar în timpul Revoluției ne-am mobilizat cu o asociație locală, Asociația Culturelle Romanie Vaucluse, care era animată, înființată de o profesoară de limba română de la Universitate din Avignon. Și cam peste tot în Franța, atunci, oamenii au dat, au făcut ce au putut, au dat mâncare, haine, s-au făcut camioane care au plecat spre România. Și eu am participat și eu și cu colegii la această acțiune. Și mai târziu a fost o poveste frumoasă. Deci, în vara 1990, am primit un telefon de la președintele asociației dacă aveam posibilitatea să primesc un student român de la Iași, de la o trupă de teatru francofonă care venea la Avignon să participe la Festivalul Internațional de Teatru. Și am spus, da, sunt de acord, am spațiu, nicio problemă. A venit o studentă care la început nu prea vroia să stea acasă cu mine, eu fiind singur, ea fiind fată. Dar responsabila trupei de teatru Pluriel, trupa de teatru francofonă, și sora sa, care era profesoară de limba română la Facultatea de Litere la Avignon, i-au spus că sunt un băiat cu minte serios și că nu există niciun risc. A rămas și a jucat la festival, s-au întors în România, noi am păstrat legătura așa, pe atunci se scria scrisor cu timbru, cu plicul. Și au venit anul viitor, anul 91, au mai venit în 92. În 92 am venit prima dată la Iași. Am stat chiar în cartierul aici în Codrescu. Și definitiv am venit în 93, ne-am căsătorit. Ea a început să lucreze la universitate, la Catedra de Franceză, și eu la Centrul Cultural Francez. Foarte multe lucruri din 93 până acum s-au schimbat în bine. Și așa ne-am
S-a născut un băiat aici la Iași și am rămas. Când ești din Avignon, te caracterizează mai multe lucruri. Unul, accentul. Este un accent foarte specific. Și apropierea de cultură și mai ales de teatru. Este un oraș care se transformă în lunile iulie-august într-un imens teatru. Copiii din lume cunosc mai mult Avignon decât Parisul din cauza cântecului Sur le Pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Ați scris mai multe cărți, ați făcut mai multe cercetări despre relațiile franco-române. Da. Asta m-a pasionat și ca un colecționar am acumulat într-un dosar toate informațiile. Am și căutat după aia în cărțile de la Biblioteca Centrală Universitară și la arhivele de stat de lângă institutul și la un moment dat mi-am zis că ar trebui să facem o carte din asta. Și cu ajutorul soției am scos prima carte în 2006. Este o veche tradiție. Prima carte publicată despre Iași și Moldova datează din 1777 și a fost scrisă de Jean-Louis Carat, care era secretar al prințului Ghica din Iași. Acum vă simțiți mai mult francez sau român? Matematic, acum am stat mai mult în România decât în Franța. Eu am venit aici, aveam 25 de ani și sunt în Iași de 27 de ani. Deci am stat mai mult aici decât în țara mea de naștere. Evident, te simți mai mult francez decât român. Este cultural, este părinții, bunici, familia. Am cetățenie română din 98, deci datează, totuși. Votez, mă implic mai mult, urmăresc informațiile, actualitățile, politica din România, dar sunt împărțit. Când joacă România cu Franța, cu cine țineți? Aici nu se pune problema. Cred că aici te simți cel mai francez. Când joacă echipa Franței, ești francez 100%. Anul acesta n-a fost foarte bine pentru echipa franceză la Euro 2020. În rest, egalité, fraternité, liberté. Dragilor, vă spuneam încă de la început de ediție că vorbim despre zilele convorbirii literare, 25 de ani de când seria nouă are și o zi de sărbătoare, zilele convorbirii literare, 15-16 iulie, alături de Casian Maria Spiridon, directorul acestei reviste, poet, eseist, este și președintele filialei Iași, Uniunea Scriitorilor din România. Bună ziua și bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit. Ce vreau să spun, că zilele reviste convorbirii literare nu sunt o noutate. Vechea reviste convorbirii literare aveau întâlnire anuale. Julimiști convorbește, se adălau în fiecare an și era o sărbătoare foarte frumoasă.
cât eu am încercat, noi acum continuăm, de fapt. E foarte importantă continuitatea, născută la 1 martie 1867, cu titlul dat de Iacob Leguții, care a și fost șeful de revistii timp de 28 de ani, a reușit să impună, să dea direcția culturală națională, ea a impus ortografia, a impus și aplicarea fonetică a limbii, folosirea fonetică, scrierea fonetică a limbii. Și, să nu uităm, este revista care a publicat clasicii teatrului române. Creangă, da, Caragiale, Eminescu, Slavici, Duile Jean-Pierre, toți au fost acolo. Foarte lungă. Nu mai vorbesc de filozofii la Vasile Colda, Rulescu Botu, Ion Petrovici, alții autori extrem de importanți, Cioran, Noica, Iliade, toți au publicat în Covârpii, Blaga. Ea, revista C155, aproximativ, a avut trei hiatusuri, trei momente de întrerupere și toate provocate de momente cruciale ale secolului. Ea a traversat, să nu uităm, 3 secole și 2 milenii, nu? A trecut din mileniul 2, mileniul 3, a trecut din secolul 19, secolul 20 și atunci suntem în secolul 21. Revista de importanță națională. Este o instituție națională. Da, este o instituție națională. În același timp, deci în primul război mondial, București a fost ocupat de trupele germane și revista nu a apărut în intervalul cu pricină. După al doilea război mondial, trupele sovietice au interzis revista Covârpii, fiind considerată ca revistă reacțională. Iar după Revoluție, echipa care a preluat conducerea în 1990 n-a reușit să o mențină în viață și în felul ăsta, în 95, Comitetul Director al Scriitorii a solicitat Comitetului de la Iași să propună un șef la revistă, au fost propus 6, au ajuns la București, Comitetul Director mi-a dat cel mai multe voturi mie și în felul ăsta am ajuns la revista Covârpii. În momentul în care am ajuns, adevărul era că revista a dispărut din peisajul publicistic național. O trebuie să iau de sub zero. Am reușit să, în 96, în ianuarie, am scos primul număr și la o nicio hiată, nicio întrerupere, tot acest timp, deci am trecut din numărul 325 de ani, și în 97, la 130 de ani, când revista primea 130 de ani, am debutat cu zilele revistei Covârpii Literare, iată, suntem la ediția 25, iar în decembrie anul trecut, revista a făcut 25 de ani la actuala serie. De altfel, în 2019 a și apărut o carte semnată de dumneavoastră în care aflăm povestea Covârpii. Da, este povestea unei reviste, Covârpii Literare, povestea unei reviste. Așa ca un documentar. Da, practic am acoperit întreaga istoria revistei cu documentată și aplicată pe fiecare domeniu. Adică, plus că am discutat despre, știu eu, Iacob Leguții la Covârpii, Eminescu la Covârpii Mare, Eminescu la Covârpii Mare, clasice. Ajungem în prezent, 25 de ani Covârpii Literare. Ce se va întâmpla în aceste două zile, 15-16 iulie? Ca de obicei, în primul rând, noi pregătim anumite volume pe care să le lansăm. Noi am pornit un proiect acum 10 ani, și anume Corpus de Texte Ilustrative. Corpusul de Texte Ilustrative vrea să adune textele importante care, practic, numai ce, care au apărut Covârpii Literare. Gândiți-vă, nu poezie, nu Eminescu, să spunem. Deci, am scos seria Leguții, am scos 4 volume, deci volumul 1, 4 părți, volume consistente, în care am publicat texte care lumea nu le știe. Pentru că mai ales că toată lumea citește, Eminescu toată lumea citește, Slavici o citește, dar sunt alte texte care merită publicate și pe care lumea nu le cunoaște. Am continuat cu seria Bogdan, am scos deja și îl lansăm acum la ediția 25. Am scos pentru că am făcut 25 de ani, o să vedeți aici, astea sunt cele două volume din seria actuală, cei 25 de ani din actuala serie, unde publică autori de celui foarte important, de la Blandea, la Breban sau Monica Nubilescu sau Virginia Runca, deci cam toată floarea literaturii române contemporane a publicat în revista Covârpii Literare cei 25 de ani. Legat de continuitate, o chestie simpatică, mi-aduc aminte, studiind pentru istoria revistei,
l-am găsit pe regretatul profesor Alexandru Cusa în seria Toroucio, ultima serie interbelică. Și venea la redacție că o colaborat în seria care o conduc eu, până când a plecat la ceruri. Și când vine într-o zi la redacție, zic, domnule, să v-am găsit în seria Toroucio. Când la Italia am salutat, să vă zice, da, îmi dați voi să mă strâng mâna. De bea ne saluta, să zic, da, mă, dă mâna. Și zice, acum, zice, ați dat noroc cu Toruci, care a dat noroc cu Samurcaș, care a dat noroc cu, și așa mai departe, care a dat noroc cu Eminescu, cu Slavi, și așa mai departe. Deci, în felul ăsta, cine dă noroc cu mine, vele, vele, dă noroc cu toți la Ita și... Așa cum eu când am dat cu Husan Roc, am... Eu v-aș întreba și, pentru generația care a auzit de convorbiri literare din școală, nu știe foarte multe. De ce ar trebui să ne uităm noi și să citim o revistă de literatură, o revistă de cultură, în loc să răsfoim o revistă glosi? Așa, vă spun că... Fiecare citește ceea ce îi se potrivește personal. Nu există o rețetă pentru lectură. Vorba cronicarului că nu există mai plăcutuță babă decât lectura cărților. Dar dacă vrei să știi și să cunoști ceea ce se întâmplă în literatura națională, literatura limbii pe care tu o vorbești, trebuie să citești o revistă cu microbitare unde... Să nu uităm o chestie de revista comunitară, este o garanție, ca și oricare revista adevărată și serioasă, o garanție a criteriilor axiologice, adică nu vor apărea texte de băile în comunitară și în felul ăsta vom fi capabili să vorbim corect românește, pentru că, din păcate, una, a doua, un câștig ar fi faptul că îți deschizi orizontul și afli lucruri noi, totdeauna, plus afli lucruri de istorie și de istoria vieții sociale. Nu mai vorbim de partea de eseistică, unde sunt chestiuni dezbătute la zi, de probleme filozofice și de viață, în fond. Revista se ocupă și de chestiuni de artă. Ea este foarte bine organizată și gândită, adică acoperă un spectru foarte larg cultural și literar al momentului. Pentru că, în fond, ce urmărim noi? Să fim la zi cu ceea ce se întâmplă în cultura națională. Și cred că reușim. Însă, dumneavoastră, când mergeți în vacanță, ce citiți? Eu, la mine, nu merg, eu sunt tot timpul în vacanță. Adică, eu tot timpul lucrez. Asta e ideea. Deci, nu am... și în vacanță, dacă mă duc, că eu nu îl am la mine. Nu este o... iar, în general, n-am capacitatea de a nu face nimic. Nu mă pricep la asta. Atunci, ce trebuie să-mi spuneți, să-mi dați câteva recomandări pentru cei care se uită la noi, recomandări de carte? Da, deci eu lucrez noaptea, scriu noaptea, ziua mă joc prin grătină, tul de iarba, chestiuni care mă relaxează foarte mult și cred că pe oricine l-ar relaxa o astfel de activitate, pentru că vrând ești în natură, poți îmbrăseșa copaci, poți miroși o floare, poți să... te joci cu pisica, să asculti căței, să-i plimbi și așa de parte. Sunt o minune de posibilități de a te relaxa, nu numai vara, tot timpul anului. Dar care e anotimpul care vă inspiră cel mai tare? Ce anotimp vă place? Primile patru anotimpuri vă inspiră cel mai tare. Și restul? Restul, da. Dar aveți vara, vi se pare un moment mai potrivit pentru scris? Când? Nu știu, mă degeamă iarna, îmi convine că e noaptea mea lungă. Și atunci pot să stau mai mult la masă de scris. Sunteți pasăre de noapte? Nu neapărat. De fapt, dorm cu economie, nu fac risipă de somn, știți? Și asta mă ajută, pentru că sunt bine construit în privința asta și nu obosesc, cum să spune. Sau dacă obosesc, mă refac foarte repede. Nu e problemă. Dar vreau să spun ca o glumă așa către final, că mă bălâng, de apropiat de final. În anii 50, cu tancurile sovietice, au fost adus între alte și un domn profesor Novikov, care predă la Universitatea din București. E chestiune povestită de cineva, dar era cineva foarte serios, care mi-a povestit întâmplare. La cursul, la un moment dat, Novikov le spune la studenți, zice, cum spune proverbul al vostru, că cine se scoală de dimineață, cade singur în ea. Bă, un student zice, dar nu e așa, dar cum e? Zice, cine se apă, groapă, altuia, departe ajunge.
Așa că problemele uneori pot fi îmbunătățite și pot provoca chestii că se pare simpatic. Deci noi vom lansa corpusul care v-a spus la zilele comunii. Avem și un volum despre Toruciu și unul de opera de tinerețe a lui Toruciu și de asemenea volum realizat de Liviu Papuc. Avem și un volum, pentru că Ion Pilat și familia lui împlinit 130 de ani îl lansăm în carte scrisă de Marius Chelaru. Cele două corpusuri au fost selectate textele de Mircea Platon și prefațate de mine, mă rog. Iar cu ocazia celor 25 au lansat și acest medalion. Jurnimiștii, convorbiștii, în general, de-a lungul timpului au făcut, la ocazii festive, medalioane. Încă de la început, la unde Eminescu, Baiorescu și ceilalți. Acum sunt cei contemporani de la Ion Aurel Pop, la președintele Academiei, care sunt în colegiul revist, așa că le lansăm cu ocazia zilelor convorbit și sper să depășim cu bine situația asta incertă cu pandemia, pentru că de obicei noi primăvara facem zile convorbit, pentru că primăvara s-a născut revista convorbit. Dar acum, fiind o situație mai desimită... E bine, totuși că se întâmplă în fizic, mi-aduc aminte că anul trecut s-a întâmplat online acest online, da, eveniment. Din păcate, da. Dar să rămână acolo pentru posteritate. Da, o să rămână. A făcut filmulețe, fiecare a trimis filmulețe la... Totul a fost virtual. Chestia, eu vreau să mulțumesc în mod desimit celor care le sprijină, pentru că fără sprijinul primării Iași, a Consiliului Municipal și a primarului, domnul Mihai Chirica, acum să subliniez că și ceilalți primari, Constantin Simeia, Dumnezeu Hilească sau Gheorghe Nicheta, la fel au fost alături de revista Comunitate, realizează cu toții că revista totuși este un brand, cum se spune acum, o instituție națională, dar este de importanță pentru ea și pentru România. Și dacă tot am ajuns la acest capitol de finanțare, la un moment dat Iacob Negruții aducea bani de acasă pentru această revistă. Cum se întâmplă în prezent? Cum de apare revista? Acum am avut perioade în care toată redacția nu lua 5 bani. Adunam bani, numai să apară revista. Deci în seria aceasta vorbesc. Dar noi facem revista nu pentru că le-am umplut de bani. Dacă vă spun, de exemplu, ce am eu ca director al Comunității Teatrale, eu iau 1840 de lei în mână. Un deci, salariu... Așa, eu pe lună vă dați seama că ceilalți colegi au ceva mai puțin, că eu sunt... director. Deci nu pentru... Și asta acum a fost perioada, v-am spus, în care nu luam niciun bani, tot ce adunam era ca să apară revista și, slavă Domnului, iată, are 300 și 8 lume sau 7, câte, pentru că primii 25 ani a apărut 300. Acum suntem la numărul 307. Și apare destul de prezentabil revista și mai ales în conținut, nu ambalajul tot. Care este frecvența? Cu ce frecvență apare? În fiecare lună? Absolut în fiecare lună. În fiecare lună. La începutul fiecare lună. Pentru că dacă apare la începutul lunii, deci apare la începutul lunii iulie, în felul ăsta pe piață, la chioșcuri, va fi luna iulie, nu, dacă o scos la sfârșitul lunii, va apărea în august și aia a apărut în iulie. Nu, deci aia apărea la începutul lunii, așa apărea, iertați-vă că trebuie, apărea revista Convorbit la 1 martie 1867 apărea, după aia la 1 martie aprilie, 1 aprilie și așa mai departe. Deci, găsim conținut și online? Este și online, deci la sfârșitul lunii apare și online. În sensul că, domnule, primul dintre abonați, cititorii apasionați și după aia, după o lună, dacă au răbdare, eu pot citi cei care nu au acces la ea fizic, o pot citi online. Eu vă mulțumesc foarte mult și mult succes pe mai departe, la mulți ani. Da, mulțumesc și încă o dată mulțumesc și televiziunii că este alături de lui și sper să colaborăm la fel de frumos ca pe 15 și pe 16 iulie suntem acolo la vă așteptăm, cu... vă așteptăm. În continuare vă propun să rămânem în această zonă culturală. Vedem un reportaj, o cronică a sculpturii ieșene, așa se numește cea mai recentă expoziție găzduită de Muzeul Național al Literaturii Române Iași. Lucrările unor artiști de vârste diferite sunt puse în valoare de manuscrise vechi în spațiul casei Dosoftei. Artiști de vârste diferite, 16 lucrări.
un spațiu marcat de un mare cărturar din secolul al XVII-lea. Muzeul Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul, cunoscut în Iași și sub denumirea de Casa Dosoftei sau Casa cu Arcade, găzduiește expoziția O cronică a sculpturii ieșene. Profesorii expun alături de foști sau actuali studenți. Toți reprezintă Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Iași. Felix Aftene, Emilia Vărvăroaiei, Vladlen Babcinețchi, Emanuel Chiriac, Dan Covătaru, Simion Crista, Cosmin Iațeșen, Sorin Pătrășcanu, Sorin Purcaru, Lucian Smou, Mircea Ștefănescu. Din punctul meu de vedere, e un spațiu neconvențional, pentru că el este dedicat expunerii de carte, dar în care lucrările noastre de sculptură cred că se poartă un dialog foarte plăcut, atât vizitatorilor, cât și din punctul nostru de vedere al artiștilor care ne punem obiectele, ne punem piesele în acel spațiu. Mulțumesc Muzeului Literaturii Române și directorului în mod special, Lucian Dan Teodorovici, prietenului meu. Îi mulțumesc că e deschis acest spațiu artelor vizuale și nu numai, și alte spații care se vor inaugura curând. Dincolo de expozițiile permanente, Muzeul Național al Literaturii Române Iași și-a propus să-și deschidă porțile pentru diferite evenimente culturale. Muzeul Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul este unul dintre cele mai apreciate din România. Casa Dosoftei este un spațiu cultural extraordinar și unic în Iași pentru faptul că acolo este o expoziție de carte veche, o carte rară, Psaltirea lui Dosoftei, Cazania lui Varlam, prima copie ale Topisețului. Sunt cărțile care au contribuit practic la dezvoltarea limbii și literaturii române și cred că din acest motiv Casa Dosoftei trebuie să fie un monument și un centru de atracție pentru toți vizitatorii. Acele vitrine cu carte veche cred că se combină foarte frumos cu lucrările artiștilor eșeni. Cei mai importanți artiști ieșeni pe sculptură practic sunt acolo. Lucrările de sculptură pot fi văzute la Casa Dosoftei până la sfârșitul acestei luni. Și Muzeul Național al Literaturii Române Iași se pregătește și de deschiderea Muzeului Poeziei. Abia așteptăm să mergem și noi acolo. De altfel, cred că ați și văzut până acum un reportaj despre ce ne așteaptă acolo. Vă spun și ce ne așteaptă în această săptămână. Vreme caniculară vine peste noi, nu știu ce val de căldură tocmai din Sahara, așa că ne putem relaxa prin Bălăceală, la strandul municipal. V-am pregătit un alt reportaj. Ieșenii de vârsta a treia au găsit alternativă la caniculă. Cu doar 22 de lei se pot bucura de serviciile oferite la strand 10 zile. În aceste condiții, unii vârstnici și-au procurat abonamente. Ceilalți plătesc 10 lei pe zi. Mi-am luat abonament de 10 zile. Sper să am vreme frumoasă de acum, ca să mă bronzez, mă pregătesc pentru la mare. O să mai veniți? Păi până închide. Tot sezonul. Tot sezonul, vreau să mă fac negru-negru. Minunat! Este o apă stupendă dimineață, foarte plinită, foarte curată. Eu că sunt în vacanță, acum am venit de la Roma, este minunat, sincer să fiu. Mulțumesc pentru această ocazie să fiu aici și să mă relaxez. Reprezentanții municipalității spun că pentru a-i încuraja pe oameni să se relaxeze la strand, tarifele au rămas la fel ca în anii trecuți. Copiii și pensionarii plătesc la intrare câte 3 lei, iar prețul unui șezlong este de 5 lei pe zi. Având în vedere temperaturile ridicate din această perioadă, cu siguranță mulți dintre cei care doresc să-și petreacă timpul liber la soare o fac la strandul municipal. Și asta se vede și în încasările pe care le avem, spre exemplu, weekendul care a trecut. Am încasat în cele două zile peste 37.000 de lei. Reprezentanții primăriei au mai declarat că un alt loc de relaxare este plaja Purcica.
Aici s-a făcut curățenie, iar autoritățile speră să obțină fonduri europene pentru modernizarea acesteia. Și dacă poate nu vreți să vă întoarceți de pe o parte pe alta la bronzat și la bălăceală, atunci vă invităm la operă, ultima reprezentație din această stagiune, Opera Națională Română din Iași, intră în vacanță de săptămâna viitoare, după reprezentația Bărbierul din Sevilla, care va avea loc duminică de la ora 18:30 în Sala Mare. Și mai am un alt anunț pentru aceia dintre voi care ați dat bacul și vreți să vă îndreptați atenția către Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. De ieri au început înscrierile. Mă uit la ceas, iar momentul nostru a trecut repede. Da, au trecut foarte repede cele 50 de minute. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție. Ne întâlnim și mâine tot de la 16. Să fiți buni!